eveniment festiv la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, care a sărbătorit împlinirea a 75 de ani de la înființarea Facultății de Mecanică. Totodată, Universitatea Ieșeană aniversează și 210 ani de învățământ ingineresc în România. În anul 1913, profesorul Gheorghe Asachi a ținut primele cursuri de inginerie în limba română. Dar în 1948, chiar de Sfântul Dumitru, s-a creat a patra facultate a Politehnicii de la vremea respectivă, Facultatea de Mecanică. Chiar dacă astăzi Facultatea de Mecanică s-a împărțit în trei facultăți, fiecare cu preocupări cumva distincte, până la urmă colaborarea dintre cele trei facultăți, cadrele didactice ale celor trei facultăți și chiar conducerile celor trei facultăți merg împreună, astfel încât eu ca rector nu simt nicio diferență între aceste facultăți. La 1948 au reușit să înființeze Facultatea de Mecanică, facultate care de-a lungul anilor a pregătit zeci de mii de studenți care se află la ora actuală pe toate meridianele lumii și duc mai departe acest spirit ingineresc al Facultății de Mecanică din Iași. În cadrul manifestării a fost prezentat și volumul omagial 75 de ani de învățământ ingineresc în domeniul mecanic la Iași, coordonat de profesorul Dumitru Olaru de la Facultatea de Mecanică. Cu această ocazie am scos această carte. Cartea se vrea un moment de un pios omagiu, aș spune, adus celor care au contribuit la dezvoltarea învățământului. Aici sunt prinse începuturile. Este un capitol care se numește Oamenii Începutului, adică cei care au lucrat, care au predat, care au contribuit la dezvoltarea bazei materiale și a acestor profiluri. Universitatea va găzdui și două evenimente științifice importante pentru lumea academică. Este vorba despre lucrările Consorțiului Facultăților de Inginerie Mecanică și Industrială din România, precum și Simpozionul Internațional Cucuten 5000 Redivivus Nicolae Dabija, care a ajuns la cea de-a 18-a ediție.